De-a lungul anilor, Chișinăul a fost sub presiunea jocurilor politice. Iar acest lucru a blocat toate reformele necesare capitalei. În urma jocurilor murdare au avut de suferit doar oamenii acestui oraș. Nimeni nu a luptat să schimbe viața Chișinăului ca să nu ne mai ciocnim zilnic de indiferență în administrația orașului. Sunt Mihai Godea și am curajul să lupt pentru Chișinău, pentru că, dincolo de jocurile politice, avem nevoie de oameni competenți. Mihai Godea, dincolo de jocurile politice, avem nevoie de oameni competenți.